Băi, băiatule. Deci uite cât suntem. Să mor eu. Mamă, nici nu vine să mă duc până acolo, că nu se mai termină. Și sunt, cred că sunt abia la jumătate, dacă nu mă înșel. Da. Încolo e, nu vezi până începe, eu abia am obra pe aici, pe la jumătate, că am crezut că ați venit. Hai că nici nu știu cum ne intersectăm. Hai, ne vedem când ne întoarce. Și cam acesta este locul de la Ride the Vibe, făcut de Mr. Florian Flow. Și acolo avem un butic frumos de tricouri, motoscârțe parcate la greu. Îl avem pe Andrei aici cu noua lui jucărie Ninja de 636, frumos alb. El este băiatul cu drujba edition, cine nu mai ține minte, deci făcea mereu, uite așa. Ăla e tati. Deci, cât sunt? Mamă mie. Cu 1-2-5-uri, 2-5-10-uri, miare. Miare și miare. Miare la greu. Mamă, frate. Uite, l-avem aici și pe domnul Florian. L-avem aici. Da. Prezent domnul Florian. Imediat. Din că suntem prea mulți în paradă, Doamne ajută, nu credeam. Suntem chiar foarte mulți. Deci, dacă și omul a rămas uimit, adică despre ce vorbim. A venit domnul Văcaru aici să-mi ia geaca, pentru că efectiv am făcut o cică insolație. Și eu o să fiu o influență foarte proastă pentru voi, pentru că o să merg în tricou. Văcaru, bș, bș. Tată, că uite câta coada aia, arată și tu măcar. Am vorbit singur până acum, nebunule. Ce? Alți au murit și n-au murit. Exact. Tricou. Păi da, bă, dar mie, eu, cum influențez urmăritorii mei să meargă în tricou sau să poarte echipament? Nu contează, nu fi obraznic. Exact. Și am pornit la drum, băieții mei. La parada. La parada vieții. Să mergem frumos aici. Cred că este cea mai mare paradă moto din țară. Cred. Nu știu ce s-a întâmplat în anii trecuți de când înainte să devin un motociclist. Dar când am fost la Ride of the Century din 2019, nu eram atâția, frate. N-ai cum, bravo Floriane. Tati, te respect. Felicitări pentru evenimentul pe care l-ai făcut. Și stafful, niște oameni de nota 10. Hei, domnul Florian. S-a supărat Florian. Mor. Chiar foarte, foarte mulți. Ia uite, mă, pe al meu. Băiatul cu pizza. Prea dracu să fie. Și cam aia e toată treaba. Hei,
Așa e, bravo. Ăla e. Mormă. Hai că mi-a plăcut asta să mor eu. Băi, ce tare mor. Frumos, frumos, frumos. Pe pup, Floriane! Ia, fii atent. Să văd cât se prind aici. Uite-mă că a ieșit soarele. Uite ce e în spate, mor, bă! Și ne-am întors frumos la Câmpul Vesel, la eveniment. Cam așa arată zona unde îți pui frumos cortulețul. Băi, s-au strâns chiar foarte, foarte, foarte multă lume. Nu mă așteptam să fie atâția. Chiar nu mă așteptam deloc. Și cam asta... Cam asta e toată chestia. Parada. Hei, Băcaru! Salut, Băcaru! Toată lumea aici frumos. Ne filmează lumea. Ambulanția, poliția, Ride the Ride, Suflete pe două roți, stafful de la Ride the Vibe. Parcarea auto ne filmează. Noi o să intrăm. Salutare. Hai, hai, salut. Stai că am treabă. Mă duc în altă parte. Îl avem aici pe domnul Celi, da, da, cu intruderul lui minunat. Băi, de cât timp ești motociclist? 2 ani. Cred cât? 2 ani, 3 ani. Hai, ești ca mine, da. A mai fost vreodată o paradă așa mare? Nu am văzut, deci erau acolo, acolo și nu se... Nu se mai opreau, da. Da, zic, deci cred că este cea mai mare paradă moto pe care am putut, de fapt, care din țara asta, ce dracu. Deci, uite cât suntem. Și ei nu s-au terminat. Asta e chestia. Că... Ce ai făcut, Boviță? Deci, uite cât sunt. Dați-vă să treacă. Ăla e tati. Ce? Salut din nou, că acum am și camera pornită. Eu am pornit. Nu te pun numai dacă vrei să te pun, dacă nu. Da, n-am nicio treabă, stai liniștit. Cum? Hei, Băcaru! Mamă, deci mă bucur că a început ploaia. La unde e motorul? Când a fost motorul? L-am pus acolo, în spate, la cort. Da, că să fie ferit. Să fie mai ferit, da. Să fie ferit, da. Băi, cam asta este. Uite, ăștia doi se pupă. I-am prins pe cameră. Unde a fost? Hă? Prin oraș. Ăștia doi se pupă cu aia. Sunt pupunari? Nu cu aia, what the fuck? Păi atunci? Un interviu pentru domnul Florian. Bună ziua. Cum vi s-a părut acest? Băcarul a făcut cât trebuie și am depășit limita. Știu. Dă-te așa, că te calcă Lucia. Să mă calcă tatăl, să mă calcă, auzi, să mă calcă. Ce vreau, ți-a plăcut, o să vezi secvenția, a fost coloana mare. Stând deci, coloana, nu-ți dai seama. Știu că nu, dar... Ne-a luat 4 minute să treacă coloana. Rapid. Adică rapid, în lung au luat 11. A venit repede. Ce? Da, ce mă ce a venit, băi. O plimbare scurtă. Mă jur.
Asta cred că este cel mai mare marș moto pe care, de fapt, din țară, nu? Uite, pentru asta o să zic raz. Nu, dar pe bune. Eu... chiar e mișoară. A bătut. N-au turat, n-au, știi că poliția... Da, 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 da. Și prima în Vâlcea a fost. Felicitări. Felicitări. Haideți la distracție acum. Vrem că ne chiar cu unul. Ia uzi, ne face Florian aici cinste la toată lumea.